Salut și bine v-am regăsit la un nou joculeț. Astăzi ne vom juca un joc numit Laile Luca. Ceva de... nu știu. Ui. Ok. Și eu cum merg? Că bănesc că nu așa. A, cu astea. Păi și de ce merg cu astea și nu... Bă, nu înțeleg. Folosesc controllerul pentru jocul ăsta. Și... e un joc foarte ciudat. Da, da, deci... a, pentru că e făcut pentru... da, el e ceva normal, e făcut pentru Xbox, controlul de aia, șmecher, eu am controlul de la Logitech. Fiecare cum poate. Oricum, păi hai să vedem cum e cu jocul ăsta. Cum e cu el. Este un joculeț interesant. Așa dau cu limba? Un joculeț pentru copii putem spune, dar este un joculeț interesant. Dacă vă vedeți că vă place pe parcursul videoclipului, adică de-aia zic, uitați-vă întâi la joculeț, vedeți dacă vă place și îmi spuneți și lăsați și un like la acest clip ca să știu eu dacă vă place. Deci nu uitați în momentul ăsta să lăsați un like dacă vă place joculețul și vom mai face clipuri din când în când cu el, pentru că este un joculeț foarte interesant. L-am văzut și am zis, haide să-l încercăm, de ce să nu. Are o poveste foarte interesantă, cum că acolo, în acea fabrică, un fel de șef a furat toate cărțile și ei au creat o mașinărie care fură toate cărțile, cred. Iar noi deocamdată, eu noi suntem această chestie, această... cred că e o șopă, la sincer. Și, practic, deocamdată ea nu știe ce s-a întâmplat, deci noi nu știm ce s-a întâmplat. Noi cu această șopârlă micuță. Și neștiind ce s-a întâmplat, ei au zis să intre în această barcă. Vreau să intrăm, au zis să intre în această barcă și să ia comorile. Și văd că sunt niște comori, dar cum le deschid? Asta e întrebarea mea, pentru că... oh, ce e asta? Pot să fac asta? De ce aș vrea să fac asta? Nu știu. Poate cu... ce faci așa? Nu vreau să fac asta. Aș vrea să... dar poți să deschizi comorile astea în un fel? Adică e vreun buton pe tasat? Nu le deschide. Ok, se pare... cred că nu pot să le deschizi aparent. Dacă nu mă... ok, acum se pare că jocul e negru, nu înțeleg. De ce nu mă întrebați? Ei au zis că ar trebui să mergem... uite aici. Păi am zis ok, hai să încercăm să mergem aici. Dar după câte puteți vedea și voi, nu prea știu ce pot face aici. Adică... uite pe aici n-am fost. Aici n-am intrat. Cine știe, poate pe aici trebuie să o luăm. Aparent nu, nici pe aici. Este foarte, foarte ciudat. Încerc să-mi dau seama ceea ce trebuie să facem și... văd acolo ceva, o chestie pe care poți să te urci, dar după oricum nu mai poți să faci nimica, deci nu mă aștept cu nimic. Cred că aici. Ok, deci aia nu pot să sparg. Bun. Nu aici acest chest. Chest. Nu cu butonul ăsta. Poate cu ăsta? Deci cu ăsta. Ok, poate... hei. Nu totals, că niciun total nu-mi trebuie. Deci auziți cum fac ăștia. Options, poate... păi și cum fac ceva, frate? Am foarte multe butoane, niciunul nu merge. Poate merge asta? Nu? Poate merge asta? N-am buton de interacțiune. Adică... e posibil să faci ceva în jocul ăsta? Poate trebuie să iau pe aici, cine știe. Hai să încercăm. Nu, pe aici doar cobori. Ok. Ok, dacă pe acolo doar cobori, eu cum ajung acolo sus? This doesn't make sense to me. Poate drumul ăla. Văd un drum aici. Poate pe drumul ăsta trebuie să o luăm. Nu știu, până acum am învârt în cerc și nu cred că... ok, poate trebuie să o luăm pe aici și n-am văzut eu. Și aici vedem că este un tunuleț. Hei, tunuleț. Putem vorbi cu el? Deci așa fac ei tot timpul când vorbesc. Noroc că știu că acum, că înainte, fiindcă nu foloseam controller, nu puteam să dau skip la chestiile astea. Bun. Deci am vorbit cu tunelețul și m-a pus să... ce? Deci ce a zis? Cred că trebuie să citesc. Cos, my throat is in bad shape. Ok, și ce vrea? Maybe Throzer could teach you a move that could help. Cum ar fi? Vrei să-ți dau limbuțe? Throzer cine este? Că nu mă prind. Throzer ăsta de pe capul meu? Oh my god. Throzer, ok, hai să-l găsim pe Throzer. Poate asta trebuie să facem. Poate n-am realizat eu. Poate asta trebuie să facem. Poate să-l găsim pe Throzer. Hai să o luăm pe aici.
Se pare că... A, uite, mai e un om aici. A, cum n-am văzut chestia asta? Ok. Cine este ăsta? Deci așa fac așa tot timpul. Am zis. Vorbește la telefon, bă, șarpele. I remember, ok. Mistaking friend. Nu înțeleg nicio ce spun foarte bine, adică nu mă pune să vă traduc. Doar o să facem chestia asta. Ah, ok, perhaps you can find enough. Deci vrea să căutăm comore, dar unde? Cred că îmi deschide aici să intru cu X, ia. Press X. Excelent. Ah, cu X mă rotesc. Ok, și unde mai să mă duc? Ah, deci asta e mișcarea pe care am învățat-o pentru a-l ajuta poate pe tun. Că noi trebuie să facem bine tunurețul pentru a ne ajuta, din câte am înțeles. Deci hai să vedem dacă putem ajuta tunurețul ca să ne ajute și el pe noi la rândul nostru, pentru că trebuie să învățăm să fim oameni buni. Ok, vom face așa, poate te ajută. Sau poate așa. Ok, se pare că... A, deci încă ești într-un bad shape, am înțeles, iartă-mă pe mine. Deci înseamnă că am venit la tine degeaba, ești useless. Păi... Ok, ok băieți și domnișoare. Atunci, vom încerca altceva, mergem la altul. Poate mai putem să mergem la cineva, nu știu. Hai să mai încercăm. Ne plimbăm, drăb. Poate l-am explorat noi cum trebuie. Pentru că e destul de mult de explorat în lume, e o lume foarte mare din câte am înțeles. Adică e un joc foarte interesant, cu o lume mare. Vedem acum. Eu am decis să-l descarc și să-l încercăm. Și se pare că am mai găsit un drumuleț pe unde o putem lua. Apare, nu știu ce putem să facem pe... Opa! Aaaa! I'm a quill! One of 200! E on each world! Adică sunt mai multe lumi. Interesant acest quill. Bun și poate așa, ok. Deci așa fac. Aaaa! Sorry, boy! Nu știam! Deci acum că m-am învățat această mișcare, pot să sparg toate chestii, toate cuferele astea. Și BOOM! Și mi-a dat încă un cuiel. Și chestia asta, BOOM! Și mi-a dat un fluturaș. I'm a tasty butterfly. Collect me to refill your energy. Îmi dă putere. Deci avem fluturașii și folosim, ne dau putere fluturașii. Am înțeles. Ok, easy peasy. Vom urca sus, hai să vedem ce mai găsim pe aici. Spargem toți ăștia acum că știm cum. Sparge tot, nu mă joc. Sparg tot. Încă un fluturaș, foarte bine. Opa, era să cad. Luăm ăsta. Hop. Fluturașii să nu cadă. Ok, și mai e ceva, aici? Da, parcă mai e un butoi. Și cred că am luat cam tot ce puteam lua. Dar sunt curios acum ce pot să mai fac. Bun. Și aici, poate... Nu pot să deschid asta. Era chiar mișto dacă puteam. Uite, stare cu ce acolo. Și... Yes! That seems to be enough. Ok. Și ce se întâmplă? Mă întorc la el? Cred că la el trebuie să mă întorc. Pentru că dacă mă duce la tunul, cred că tunul vrea altceva de la mine, nu știu. Hai să vedem. Ia, ce dori să discutăm? Ia. Lipsy, your book. Ok, strange things going on. Kivari, I'm head myself. Iar... A, ok, mi-a și deschis de data asta. Deci, în sfârșit, intrăm în acest loc secret. Ok, am reușit. Hai să vedem. Mai luăm și noi pana asta. Din câte am înțeles, îmi trebuie multe. Bun, deci am intrat. Se pare că suntem în locul acesta. Unde... Ok, și pe aici nu putem urca. Înseamnă că trebuie să luăm pe aici. Cred. Uite aici e o... chestie. Pressing A again while in the air will perform a double jump. Da, știu, frate. Asta am descoperit. E ok. Lutu e ăsta, nu? Da. Oh, ok, am înțeles. A tutorial classic. Nice. Bun, hai să vedem. Poate să ne încățărăm aici. Sau? In the water can use to swim, yeah. And A to rise, ok. Așa. Și cum mă rotesc? Că nu mă prinde chestia asta. N-am înțeles, cum mă rotesc? Deci am intrat în apă, deci eu trebuie să... pardon, eu mă mișc cu ăsta, sunt fraier. Deci eu cu ăsta mă mișc, am uitat de chestia asta. Bun, și văd că e un dop ceva?
Ai, eu te ies pe partea asta altă. Ok, am înțeles. Easy, ieși afară. Nice. Și am găsit o baricadă pe care o vom sparge pentru că nu ne oprește nimic pe noi și nimeni. Ok, pe astea nu putem urca, ține minte chestia asta. What are those blue things? Deci niște chestii albastre. Nici eu nu știu cum se numesc. Poate sunt pierduți. Eu mă așteptam că trebuia să... Ah, trebuie să-i batem. Ok, deci un pietot de acțiune aici. Hai să vedem. Eu sunt foarte curios de povestea jocului, pentru că jocurile cu poveste sunt interesante și mi-aduce aminte. Op, a, sunt speriați și... Wow, câți fluturi mi-au dat. Oh, ce tare. Yeah. Opa, s-o crezi tu că mă speri. Ok. Tare, cu ăștia. Deci se pare că ne mai batem. A, nu mi-au dat ei fluturi, ia găsisem așa. Random. Bun, ia luăm și pe ăsta. Ok, și pe aici, pare? A, nu pot să iau, ok, deci noi trebuie să ne vedem de drumul nostru. O, ați ajuns și aici. No trespassing, this is a private. Uite, uite, rața asta a creat acea mașinărie pe care noi trebuie să o distrugem. Hello, ok. Ok, nu mă interesează deloc discuția dintre ei doi. Nu mai așa fac. Vă las pe voi dacă vreți să citiți cât puteți și voi, nu? Că apăs A ca să treacă discuția cât mai repede. Bun și... Nu. A, putem. Ok, deci... se pare că rața ne lasă înăuntru. Interesant lucru. Pentru că adică am înțeles, șeful rației a spus să păzească foarte bine această mașinărie, această invenție pe care a creat-o pentru a păzi cărțile. Uitați! Asta este. Acesta este locul. Nie, 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 nie. Șarpele. Ok. Iuca. Ok, șarpele vorbește. Nie, nie, nie. Foarte, foarte drăguț cum vorbesc caracterele din jocul ăsta. Să mă duc acolo sus? Hai să vedem. Iar să vedem telefonul șarpelui. Bun. Deci... Se pare că suntem nevoiți să facem niște parkour. N-am absolut nicio problemă cu chestia asta, fac parkour. E un parkour simplu. Sunt pregătit. Ok, se pare că mi-a dat și parkour dinainte ca să fie treaba, să fie mai ușor, cred. Și noi trebuie să luăm acea filă. Probabil este o filă foarte importantă. Unii cărți sau nu știu. Vom afla. S-a schimbat și muzica. Subit. Bun, noi trebuie să urcăm aici. Nu mai am nevoie să mă duc sus. Bun, noi o luăm așa. Pentru că pe aici este drumul nostru. Sper că aici pică niște apă. Sărim peste, nu este nicio problemă. Uite aici unde ăsta. Sărim un dublu jump, facem un dublu jump. Aici trebuie să așteptăm ca această platformă să ne ducă acolo. V-am zis că e easy parcursul ăsta. Hopa. Hopa. Ok. Și am luat fila. Bun. Fila luată, văd că acolo se salvează automat, pentru că mi-a și spus că se salvează automat jocul. Interesant. Hello there, who might you be? E o pagină vorbitoare. I-I-U-U-U. Sunt curios acum, ce ne va pune să facem? Pentru că nu-mi plac deloc discursurile astea pe care le poartă ei. Discuțiile, de fapt, nu discursurile. Și este primul joc pe care joc controlul, ceea ce este interesant. Psst! Șarpe! Mai auzi șarpe? Pe unde putem să luăm? Cred că mă duc înapoi la șarpe. Am bătut palma cu... cu Lilia cu ăsta de pe mine. Aba! Bun. Bun, șarpe, hai să discutăm. Iar îți vedem telefonul. E foarte căutat șarpele ăsta, din câte văd. Căutat de foarte multă lume. Din că sună telefonul foarte des. Ok, șarpe, nia, nia, nia. Dar următorul task pe care noi trebuie să-l îndeplinim, adică următoarea misiune, care este? Oh my god. Your new thruser. Ah, pot să încerc să mă urc pe aici pentru a ajunge acolo. Wow. Și de aici vor începe puzzle-uri, văd. Ceea ce nu sună foarte ușor. Dar... somnic așa. Hai să vedem ce cam care se treabă cu aceste puzzle-uri. Nu știu dacă putem urca. Nu putem. Nu e așa? Nu. Nu, nu putem. E greu. Știți, cred că pot, dar e... Trebuie să fac asta.
Și să... Nu poți, nu, nu poți. Ok, apparently nu putem urca pe acolo. Trebuie să găsim o cale de a ajunge acolo. Poate e o cale destul de ușoară și noi nu știm. I'm feeling the easy way. Bun, pe aici, poate. Și nu, nu nimic pe aici. Și parcă... Cum am reușit să fac asta? Ok, deci ajung destul de departe, dar... dar tot nu merge ceva. Your new trouser pattern maneuver on the nearby slippery ramp. Ok, păi încerc, dar... Nu, reușisem! Ce-am făcut? Am încercat șmecheria asta. Ok, deci nu cred că pe A treie, cred că treie doar pe X. Poate să țin apăsat. Chestia asta cred că o să mă bată pe mine. Și cum îmi iese, dar nu mă prind ce fac, asta e chestia. Nu mă prind ce fac, dude. Ok, chestia asta e grea. Don't! Oh my god. Mă bate sleeper ramp-ul ăsta. Ok. Și cum făceam de două... Poate trebuie să apăs la momentul potrivit. Aaaa, căzut! De ce? Oh, yes, am reușit. Bun. Oh, și patina a fost închisă din curiozitatea mea. Cine a închis-o? N-am văzut asta, nu știu. Ok, deci vorbăreți rău de tot tipiștea. Și de aici se pare că începe calvarul. Dar dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să faceți, să apăsați butonul de like. Eu am fost Ari și de ne vă revedea în episodul următor. Dacă mai veți, facem joculețe cu episoade cu acest joculeț, pentru că este interesant și eu cred că merită o șansă. Ne vedem de la viitoare. Pa, pa!